Nicio altă zi din an nu s-a mai muncit atât de mult în Piața Unirii din Iași. Se amplasează scena și se curăță zăpada. De altfel, tot platoul din Piața Unirii va fi tratat cu clorură de calciu pentru ca ieșenii, turiștii și politicienii să nu alunece atunci când se vor prinde în Hora Unirii. Porumbeii sunt cei care se odihnesc adesea pe statuia domnitorului Alexandru Ioan Cuza. Așa că înainte de orice sărbătoare, importanta sculptură trebuie curățată. Nu este o operație complicată, nu nimic special, se acționează numai cu apă și ceva săpun, nu să intervenim cu substanțe chimice, că dacă am intervenit chimic, am distruge patina timpului. Și atunci este ceva simplu, care o luată lumea drept tradiție. Tradiție să fie. Este fierbere mare și la cantina Direcției Comunitare, acolo unde se pregătește tradiționala fasole cu cârnați. Curățarea ingredientelor a început în urmă cu 2 zile, iar bucătăresele sunt sigure că mâncarea va ieși delicioasă. Sunt pregătite 10.000 de porții, iar cantitățile folosite sunt impresionante. 162 de kg de fasole, 80 de kg de ceapă, 40 de kg de morcov și 5 kg de verdeață. Pentru că 24 ianuarie este vineri și zi de post, cârnații vor fi servite separat pentru cei care mănâncă de dulce. E cantitate mare. Asta e. La cazan mâncarea iese cu, are alt gust. Și respectăm rețeta. Respectăm. O facem ca acasă. Ca acasă. Îi punem tot ce trebuie la ea și suflet. În fiecare an, mii de ieșeni participă la evenimentele din Piața Unirii. În timp ce pe unii patriotismul sau îndemnul de partid îi scoate din case, alții preferă să urmărească sărbătoarea la televizor. Vă prindeți în Horă? Ei, în Horă sunt mai în vârstă. Nu știu dacă am să mă prind, aici vă prindeți dumneavoastră și cei tineri. Vin, domnițe, eu sunt profesor de istorie, așa că nu pot să lipsez de la evenimentele astea. Nu cred că o să ajungă cu mâine, chiar dacă e sărbătoare națională, dar o să încerc, nu știu. Nu-mi place că e mai multă fațadă. Nimic nu este adevărat. Totul este un teatru. Un teatru și nu mă încântă. Sărbătoarea Unirii Principatelor a mobilizat autoritățile, care speră ca totul să iasă perfect. La ora 11 vor începe manifestările oficiale cu prezentarea onorului oficialităților centrale, apoi tedeumul, alocuțiunile oficialităților locale și centrale, ceremonialul de depunere de coroane, parada militară. Sărbătoarea Micii Uniri se va încheia spre seară cu unul dintre cele mai așteptate momente, retragerea cu torțea militarilor. Rămâne de văzut câți ieșeni vor rezista și vremii de afară. De ziua Principatelor Române, la Iași se vor înregistra -8 grade Celsius.